Încă de la începutul toamnei, infecțiile respiratorii au făcut tot mai multe victime. Aproximativ 2300 de persoane au necesitat îngrijiri medicale după ce s-au ales cu viroze. Medicii spun că și în această săptămână cei mai sensibili au fost copiii, peste 820 de școlari ajungând la cabinetele medicilor de familie. În ultima săptămână monitorizată de Direcția de Sănătate Publică am înregistrat un număr de 2289 infecții respiratorii, număr comparabil cu cel din săptămâna precedentă. 56 de persoane au necesitat spitalizare, mai puține ca în săptămâna precedentă. Nu ignorați răcelile. Este semnalul de alarmă tras de medici într-o perioadă în care numărul infecțiilor respiratorii pare să explodeze. Persoanele la risc sunt sfătuite să se vaccineze cu serul antigripal. Peste 3000 de persoane au fost imunizate. Ce am constatat din raportarea centralizată, că populația nu s-a prezentat într-un număr masiv la cabinetele medicilor de familie, vaccinarea făcându-se civilizat, fără aglomerație. Din fericire, Direcția de Sănătate Publică Galați nu a înregistrat niciun caz de gripă și nici decese cauzate de acest virus. Pentru a nu ajunge în postura de pacient, medicii ne sfătuiesc să urmăm niște sfaturi simple. Trebuie consumate fructe și legume și, cel mai important, trebuie să ne îmbrăcăm corespunzător. În cazul micuților, este foarte important să fie tratați la timp, mai ales că merg la grădiniță sau la școală și pot fi o sursă de îmbolnăvire pentru toți ceilalți copii din jurul lor.